Cred că în timp ratingul nu e doar măsura profesionalismului unei echipe de televiziune. E chiar mai mult. Publicul s-a atașat în 10 ani de pro de oamenii pe care îi vede zi de zi. Uită-te la noiembrie trecut, sufocantul noiembrie, când a fost arestat George Buhnici la Bulgari. Lumii a păsat ca de un membru de familie. Asta s-a întâmplat. N-a zapat. A rămas pe pro să vadă ce se întâmplă cu Buhnici. Omul lui gândește liber, picat în țara lui îngrădește orice. 22.40. Mă arestează 24 de ore. Mâine mă judecă pentru că am introdus în Bulgaria aparatură specială de filmare care poate fi folosită doar de poliție, până la 3 ani. 22.57. Mă amenință cu arestul dacă nu semnez urgent. 23.35. Mă bagă în arest până mâine. Îmi iau tot. Acte, bani, mobili. Când a intrat ProTV-ul, acum 10 ani, când am început românii să se gândească că ar putea să gândească liber, abia acum poate să înceapă și aici. Și ăsta e primul semn. Și noi l-am făcut. Și noi am făcut-o. Prețelă gratul 10.96. Za, ne vinem. Ok, chita. Yes! Servus, tati! Ce faci, tati? Ce să fac, mă, mă uit la televizor? Băi, de ce mi-ai făcut tu mie treaba asta, mă? Niciun părinte nu ar trebui să pățească așa ceva. Numai gândul că aș putea să-i fac vreodată să mai sufere un sfert din cât au suferit atunci și n-ar merita nimic de pe lumea asta. Nu merită să vezi, să-ți vezi părinții suferind de atât. Tati, te iubim mult, te așteptăm. Auzi, tati, așteptăm să ne întâlnim cu tine. Băi, plecăm spre Bulgaria, venim la tine, tată. O, ți-o dă pe mami, stai așa, ți-o vorbești cu mami. Alo? Dani! Ce faci, mami? Ce faci? Să rămână. Servus, mamă. Auzi, mamă, uite, am ajuns erou la televiziune. Auzi, mamă, stai liniștit. Da, stai liniștit, de acum o să fie bine. Mâine plecăm spre tine, da? Venim la tine, da? Știrile ProTV, în premieră pe țară.